În viața de credință am momente când mi se pare că sunt cel mai mare păcătos. Cum să fac să mă iert eu pe mine pentru slăbiciunile mele și să continui să mă apropii de Dumnezeu, deși simt că rugăciunile nu trec mai departe de tavan? Cum să ies din impasul credinței și să am din nou dragostea dintâi? Cu siguranță nu putem da rețete și nimeni n-o să dea rețete. Și viața fiecăruia este e diferită și e greu să înțelegem de ce trecem prin momente de secetă spirituală. Dar trebuie să ne uităm și sunt multe răspunsuri, dar o să dau unul singur. Trebuie să ne uităm la disciplina pocăinței. Cât de mult mă pocăiesc? Cum o fac? Apoi, am cu adevărat o relație de comunitate? Am o relație cu cu frații mei de credință? Mă văd cu ei? Sunt împreună cu ei? Mă rog împreună? Și în al treilea rând, există un risc în a ne autocondamna mereu și a spune sunt într-o stare atât de rea și să știți că de multe ori starea asta poate să vină chiar din mândrie. Dar a ne vedea adevărata stare înaintea lui Dumnezeu este fundamentul înțelegerii Evangheliei. De fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne vedem adevărata stare, trebuie să ne vedem nimicnicia, trebuie să ne vedem păcatul. Dar în același timp trebuie să știm că suntem acceptați în mod plenar de Hristos. Și aproape de fiecare dată când ieșim din momentul de părtășie, de rugăciune, senzația mea este că ar trebui să plecăm cu bucuria. Cu bucurie, cu bucuria și cu siguranța faptului că suntem în siguranță în Hristos. Ținem mult de credința că noi avem. În 1 Ioan 1 cunosc-me, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nălgiuire. Asta ține de cât de mult mă încrede că eu, atunci când eu mărturisesc păcatul în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a iertat. Și asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu spun eu, nu spun nici Lucii, o spune chiar Dumnezeu. Legat de a ne întoarce la dragostea dintâi, nu știu cine a pus întrebarea, dar ce făceai tu atunci când erai tu în primii tăi ani în relația ta cu Domnul? Începe să faci cele lucruri. Da? Citește Biblia zilnic. Atunci când Dumnezeu îți face conștient un păcat în viața ta, mărturisește-l. Începe să mărturisești altora despre Domnul. Spune altora despre trăirile tale, despre luptele tale. Și începe să fie o mărturie pentru alții, exact cum spunea și Luci. Trebuie să fie o sare. Trebuie să te mai departe, să fii folositor în împărăției lui Dumnezeu. Asta sunt câteva sfaturi mici. Un singur lucru am sau poate nu unul, comentat legat de întrebare. Întrebarea are de mai multe ori cuvântul simt în ea. Și e foarte important să nu facem o confuzie între starea mea spirituală și sentimentele mele. Da? Sentimentele noastre sunt foarte dependente. Ba de felul în care ți-a zâmbit cineva dimineața, ba de ce ai mâncat, ba de vreme. Faptul că astăzi este o zi însorită și mâine va fi o zi înorată nu schimbă ceva în relația ta cu Dumnezeu. Dar în sentimentele tale poate să schimbe mult. Și cred că un creștin matur învață să depindă de relația lui cu Domnul într-un mod foarte profund în ființa lui și complet. Și ăsta este un aspect care trebuie să-l... De multe ori când vorbim de dragostea dintâi, noi confundăm un anumit entuziasm care ține de o schimbare majoră, de o convertire sau de ceva. Nu cred că ăsta este sensul din Scriptură. Sensul din Scriptură acolo era credincioșia respectivă, dragostea care ducea la credincioșie, nu o înfierbântare sentimentală. Da? S-ar putea niciodată să nu mai trecem pe acolo.
Da. Nu avem garanția acestor sentimente și Domnul nu cred că asta vrea să construiască în noi. Da? Și cred că atunci când suntem păcătoși și ne simțim păcătoși, este un lucru bun. Și Pavel a făcut-o. Da? Important este de acolo ce faci. Luci a spus, de acolo este nevoie să mă pocăiesc și Ionuț a spus, dacă m-am pocăit și dacă mi-am pus încrederea în Hristos, trebuie să mă bazez pe ce a spus Hristos, și anume că sunt iertat. Punct. Și să nu mă las prins într-o cursă a vinovăției demonice, diavolești, în care, da, tot timpul să mă uit la lucruri din trecut și să le aduc în prezent. Dacă Hristos a spus că sunt iertat, sunt iertat. La revedere. Și trăiesc în această relație. Faptul că ești iubit de Dumnezeu nu ține de sentimentele tale, de sfințenia ta, de abilitatea ta, ci este dat de faptul că Hristos a murit pentru noi. Și ăsta e fundamentul. Atunci ne întoarcem la cruce. Pavel a avut nevoie în anumite momente ale vieții lui să se întoarcă la cruce, să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Și noi vom avea nevoie de asta. Au început să curgă întrebările, așa că propun să trecem la următoarea. O întrebare venită în timpul mesajului, deci se referă la mesajul spus de Luci. Dacă așa stau lucrurile, cerul va fi foarte puțin populat. Bine, că în câteva mii de ani se strâng câțiva oameni. Nu e chemarea prea grea totuși? Mai ales că Biblia vorbește mult de har. Ar trebui ca Dumnezeu să fie mai soft. Întrebarea este, nu e chemarea prea grea totuși din felul în care a fost prezentat mesajul? Într-un mesaj de 25 de minute, sigur că nu poți să cuprinzi și pui reflectorul pe ceva. Eu am încercat să scot în evidență care e costul uceniciei. Că atunci când ne punem întrebarea de ce nu-L mai aud, de ce nu-L mai simt, de ce nu-L văd pe Dumnezeu, deși există răspunsuri, cum am spus, și apologetice, deși trebuie să avem decență, să tăcem în fața suferinței, există și această așteptare de multe ori greșită, că toate lucrurile vor fi foarte, foarte simple. Acum, în întrebare este un cuvânt, har. Dacă cumva în aceste 25 de minute nu am pus suficient accent pe har, este doar pentru că nu am avut timp. Cu siguranță Dumnezeu, la final Domnul Iisus spune, cine are urechi de auzit să audă. Cu alte cuvinte, e pentru toată lumea. Ai urechi de auzit? Dar înțelegi despre ce este vorba? Nu pot să îmi pare rău, știu, așa este. Deși este foarte popular, populară ideea asta, creștinismul nu este foarte larg. Calea e îngustă. E o realitate. Este o realitate. Sigur că este pentru toată lumea. Era și pentru tânărul bogat. Dar Domnul Iisus i-a spus întrebarea necruțătoare. Vrei să vii după mine? Lasă totul. Sigur că nu spune vindeți-vă toate lucrurile, dar spune ceva mult mai fundamental. La un nivel foarte profund, ce iubești? Te iubești pe tine sau mă iubești pe mine? Nu pot să fie doi stăpâni. Da, e foarte greu. Cât privește cerul va fi populat de foarte puțin, să știți că și ucenicii au avut întrebarea asta. Și Domnul Iisus le-a răspuns, ce e cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Sunt două întrebări venite de la două numere diferite, dar cred că au ceva în comun și am să le citesc pe amândouă. Prima întrebare sună așa, îmi dau seama că îmi pierd cumpătul destul de des din motive puerile. Ce aș putea să fac pentru a scăpa de aceste stări de iritabilitate? Și a doua întrebare, mă lupt de multe ori cu duhurile de mânie și iuțime și de multe ori cu judecata de care vreau să scap. Cum reușesc să scap, să mă eliberez? Mânie și iuțime și pierderea cumpătului. În Efeseni spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. A te mânia nu este un păcat. Da? Este, Dumnezeu ne-a creat cu simțuri. Ne-a creat cu cu sentimente. Da? Și, put,
Și ideea de a te mânia de un lucru are mai multe cauze, da? Poate să fie nedreptate, poate să fie poate ai o problemă la serviciu și în momentul când, soția a greșit poate cu ceva mic, față de tine începi să fii foarte mânios, începi să fii foarte irascibil. Problema este să te uiți atunci când devii mânios, este ca un semnal de alarmă, ca o sirenă, da, în viața ta. Gândește-te atunci când ești mânios și când începi să fii iritabil, ce este în spatele acelei iritări ale tale? Ce produce acea irascibilitate a ta? Da? Și în momentul acela vină cu acea mânie, acea irascibilitatea ta și predă-o lui Dumnezeu. Mulți aleg să facă asta atunci când sunt mânios pe ceva, încerc fie să închid ca într-o valiză toate lucrurile și încep să țin în mine, să țin în mine cât mai mult și încep să devin poate sarcastic sau să manifest mânia mea altfel. Sau alții sunt ca și cum ai arunca o valiză și toate lucrurile din valiză încep să sară, da? Deschizi valiza vieții tale și începi să te mânii, să devii, să vorbești urât sau să ridici glasul la celelalte persoane din jurul tău. Atunci când dai curs acelei mânii, atunci devine un păcat. Mânia, v-am spus, mânia în sine nu este un păcat, dar să dai curs mâniei, atunci devine păcat. Și atunci aduce la exact ce spune în Efeseni, iarăși, capitolul 3, dacă nu știu, sau 4. Imediat, vreau să deschid. Spune așa, mâniați-vă și nu păcătuiți. Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Da? Și să nu dați prilej diavolului. În momentul când dăm prilej mâniei, da, și ne manifestăm în instinctele noastre de a ne manifesta în exterior mânia noastră, atunci începem să păcătuim, da? Și diavolul începe să se bucure de ceea ce facem noi. Mai mult spune aici, nu întristați pe Duhul Sfânt, că spune, niciun cuvânt stricat să-mi voiasă din gură, niciunul, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți în ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Împotrivă. Și exact dă soluția. Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Asta este soluția. Alegeți să vii cu acele sentimente, să-i spui, Doamne, mă simt așa, mă simt frustrat, mă simt că necazurile mele de la servici poate sunt prea mari pentru mine și vin cu acest bagaj și îl descarc tocmai pe cei dragi ai mei de acasă. Da? Și pe de lui Hristos aceste sentimente. Mărturisește păcatele acestea în fața lui Dumnezeu. Da? Și alege să nu răspunzi mâniei. Da? Să nu dai curs mâniei mai departe. Luci, simt că vrei să dau ceva. Vreau doar să spun că pe lângă ce a spus Ionuț, am sentimentul că cei care au spus în întrebarea asta ar completa și ar spune da, așa este, de acord cu ce spui Ionuț și cu ce spune Pavel, dar ce observ în viața mea, realitatea din teren, este că deși știu, deși îmi doresc, în momentul în care sunt pus în situația respectivă, fie că sunt la volan, fie că sunt la muncă, fie că sunt la magazin și sunt pus și cineva mă calcă serios pe bătătură, nu mă pot stăpâni. Pur și simplu, nu mă pot stăpâni. Și după aia îmi trece, sigur, dar în momentul ăla s-a ridicat tensiunea și nu mai văd pe nimeni. Ce să fac în momentul ăla, când sunt acolo, când sunt în foc, cum să ies? Sentimentul meu este că asta ar obiecta cei care au pus întrebările astea și doar ca o sugestie de răspuns este că e o chestiune de voință.
Nu pot să uit și o să zic cât o-i trăi eu, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Steve a dat exemplul ăsta și l-am zis de multe ori, vine, avem o ceartă, eu cu Rodi ne certăm de ne aude tot blocul, dar bate fratele Taloș la ușă și ne face o vizită și când îl văd, nu o să-l întâmpin, hai, intră, nu, o să-l întâmpin cu un zâmbet și o să-i spun, bine ați venit, oh, ce bucurie că ne faceți o vizită, nu? În momentul ăla când vine fratele Talo și eu și Rodi putem să ne potolim în ea, ceea ce arată că de fapt dacă avem motivația corectă, vrem să ne oprim. Motivul pentru care nu vrem să ne oprim în momentul ăla de foc este că iubim mai mult ceea ce apărăm prin mânie. Ne iubim pe noi. Vrem noi să avem dreptate. Vrem noi să fim răzbunați. Și acolo trebuie să lucrăm. Și ține de disciplină. E o disciplină, trebuie să ne rugăm mult, să facem pași mici. Și aș mai spune că aici ține mult de cine este Domn în viața ta. Că dacă tu ești și vrei să ceri dreptul tău, părerea ta contează cel mai mult, atunci ești gata să dai curs mâniei și dreptății. Dar dacă Hristos este Domn peste tine, atunci zici, Doamne, Tu știi ce mai bine și El este cel care face dreptatea, nu eu. Nu cer eu dreptatea mea, ci las pe Hristos să facă dreptatea acolo unde este. Doar o încurajare și eu mă lupt cu problema asta, mai ales când conduc. Recunosc, am încă de lucru. Dar e o problemă, nu numai pentru cei care probabil au pus întrebarea, ci eu când conduc am o problemă. Următoarea întrebare spune așa, e condiționată credința în Domnul Iisus cu ucenicia? Nu pot doar să cred și să respect legile sale? Sigur nu se referă ucenicia doar la credincioșii din perioada imediat apropiată, care erau în pericol dacă l-ar fi urmat? Răspunsul este da, nu. Deci, nu avem în Scriptură nicio separare între, asta e pentru primul secol, pentru restul avem o anexă cu porunci diferite. Nu. Ucenicia și cred că este mai relevantă pentru ultimele două secole, când creștinii au fost puși unor încercări mult mai grele decât chiar în primul secol. Nu, niciun caz. Știi cum? Pare într-adevăr intransigent și pare necruțător. Cum adică? Dacă ne uităm ca la niște lucruri pe care trebuie să le facem, dar dacă ne uităm ca la o narațiune a vieții noastre, dacă ne uităm la viața noastră de credință, o să vedem că în realitate au fost momente în care fiecare dintre noi a trebuit să ia decizii de astea și să fie radicali și să spună nu păcatului într-un mod foarte, foarte serios. Bun, acum, pe noi aceste texte din Scriptură, sau noi le considerăm radicale, dacă stăm să ne gândim bine la orice este important în viața noastră, toate lucrurile acestea sunt radicale. Te căsătorești, nu-i așa? Nu te căsătorești, ci spui, o să fiu alături de tine din când în când, atunci când e bine, nu? Căsătoria este un lucru radical. Da? Te duci și vrei să faci un job. Ți se cere să fii 100% acolo. Da? Să-ți faci treaba foarte bine. Da? Vrei să faci sport de performanță. Păi asta înseamnă dedicare. Orice lucru important din viața noastră înseamnă dedicare. E foarte simplu. Și băieții de la Teen Challenge vă pot spune foarte mult ce înseamnă dedicarea față de o anumită substanță. Nu? De multe ori însă noi avem impresia foarte perversă sau pervers introdusă că de fapt nu ți se cere tot. Ba nu, lumea îți cere tot. Lumea îți cere tot. Diavolul îți cere tot. Domnul Iisus spune, jugul meu e mai bun, fiți atenți, dar tot e jug. Însă dincolo nu e lipsă de jug, dimpotrivă. Da? Povesteam cu niște... Într-o vreme am fost corporatist și unul din șefii mei era
chiar foarte sus în firmă și a zis, ne-am întâlnit cu alți vicepreședinți și eram la masă și am întrebat care dintre voi este care dintre voi este divorțat cel puțin o dată. Și toți erau. Toți erau. Da? La Harvard s-a făcut un studiu și au vrut să vadă dacă un anumit index psihologic e important sau are relevanță. Și au vrut să vadă nevoia de putere și de control, nevoia de a fi lider, da? Să zic în sensul nu neapărat pozitiv. Și au studiat o generație întreagă de la Harvard și au spus ăsta se încadrează. Și i-au căutat peste 25 de ani. Jumătate erau morți și alții și ceilalți erau cu probleme severe coronariene și cardiace. Severe. Da? Ambiția îți cere tot. Deci de asta a merge după Hristos și a merge cu toate pânzele sus este, ca să spun așa în ghilimele, radical, dar natural. Da, ultima întrebare și toate sunt bune, dar ultima întrebare sună așa. Simt că vin la biserică și îl caut pe Dumnezeu din frică. Frică să nu mi se întâmple ceva rău. Am impresia că dacă nu fac anumite lucruri, Dumnezeu mă pedepsește. Cum să fac să vină totul din inimă? Oh, Doamne, asta nu e o întrebare simplă. Dar vreau să, și Laurențiu și Ionuț, poate o să mă ajutați să răspundem cu toții la întrebarea asta. Aș vrea doar să spun pentru început, am observat că există o campanie, dacă vreți, împotriva ideii că Dumnezeu pedepsește. Și asta am văzut-o pe internet foarte mult. Cum să mai pedepsească Dumnezeu după ce a făcut la cruce? Cum să mai fie pedepsiți creștinii? Și vreau să vă spun într-un mod foarte practic, deși orice exemplu este limitat, că singurul lucru care a funcționat în a-mi reseta copiii când erau în stări pe care nici ei nu le înțelegeau a fost să îi pedepsesc. Și copiii au înțeles atâta timp cât pedeapsa a fost din dragoste și a fost fără isterie, copiii au înțeles că e o manifestare a dragostei. Vai și amar, vă spun, vai și amar de creștinul sau de omul pe care nu-l mai pedepsește Dumnezeu. Vai și amar de creștinul care va experimenta împietrirea. Rugați-vă să nu ajungeți niciodată acolo. Nu știu ce sfat concret să dau, dar cel mai practic sfat este asigură-te că în fiecare dimineață îți spui Evanghelia. Cine ești în Hristos? Care sunt bucuriile în Hristos, că nu ne-am pus nădejdea doar pentru lucrurile de acum. Adu-ți aminte de ce a făcut pentru tine. Încep să te rogi lăudându-L. Caută să vezi, să cunoști pe Dumnezeu, să vezi caracterul Lui. Avem nevoie să zilnic să ne oglindim ochii în Hristos. Ca o recomandare, citește pilda zidită pe casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. Încercările și furtunile au venit și peste o casă și peste alta. Cea care a stat în picioare este cea care zidește casa pe stâncă, adică pe Hristos. Indiferent, de-adevăr, necazurile și problemele vor veni peste toți. Nu e niciunul care să zică că sunt scutit de ele. Da, dacă vine Hristos, am scăpat de necaz, cum spunea Luci mai devreme. Nu ești scutit de asta, da?
Ba din potrivă, poate să vină valuri și mai mari și mai puternice, să te încerce, să vadă, mă, ești cu adevărat zidit pe stâncă sau nu? Da? Și e că sfatul acesta de a înțelege cine ești tu cu adevărat în Hristos, ce a făcut Dumnezeu cu tine, cu acea nouă făptură care ești acum în Hristos și să te hrănești cu asta în fiecare zi. Cred că este un sfat bun pe care l-a dat Luci. Dumnezeu are moduri diferite de a atrage pe oameni la El. Și pe unii îi poate atrage chiar cu frică, arătându-le că dacă se pun cu El, lucrurile arată rău. În al doilea rând, eu cred că și în viața creștinului, când Dumnezeu ne disciplinează, asta este pentru binele nostru. Și dacă o face, ne spune Petru, asta demonstrează că El ne iubește. Dacă veți citi întâia epistolă a lui Ioan, Ioan răspunde acolo la o întrebare implicită, și anume, ce înseamnă să fii creștin autentic? Și Ioan vorbește acolo de trei lucruri importante, despre sfințenie, despre adevăr și despre dragoste. Și în ultimul pasaj în care dezvoltă acest aspect al dragostei, și nu o să-l citesc, dar recomand celor care doresc să se uite în 1 Ioan 4, de la 7 la 21, este un pasaj care vorbește exact despre acest lucru. Și anume, el spune, dacă noi îl urmăm pe Domnul, înseamnă că îl vom și iubi. Dar a-L iubi pe Dumnezeu nu este un fapt izolat, ci este o chestiune care ține și de relația noastră umană, relațiile noastre umane. Ioan spune, nu poți să zici că-L iubești pe Dumnezeu și să-I urăști pe frații. Nu se poate. Și dacă citiți acel pasaj, o să vedeți că se vorbește de o maturizare în credință și în relația cu Dumnezeu care duce la dragoste de Dumnezeu. Da? Cred că aici trebuie să înțelegem foarte bine că avem nevoie să creștem în relația cu Dumnezeu. Da? Doi, că dragostea de Dumnezeu nu înseamnă sentiment, ci înseamnă ascultare, în primul rând. Și cred că e important să nu cauți în viața ta, zici, am sau nu am dragoste de Dumnezeu, ca unul care sapă la propria rădăcină, ci e foarte important să trăiești în mod practic poruncile lui Dumnezeu și în felul acesta să consolidezi în viața ta de credință relația ta cu Dumnezeu și relațiile cu ceilalți. Promit că un minut, atâta vreau să spun legat de frică. Până la urmă, Biblia spune că începutul înțelepciunii e frica de Dumnezeu și trebuie să avem frică de Dumnezeu. Dar la un moment dat, Ilinca, cred, sau Eliana ne-au întrebat ce înseamnă să îți fie frică de Dumnezeu. Nu înțelegeau. Și împreună cu Rodi ne-am gândit și am făcut un experiment și am spus, uite, cana asta e foarte, 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 foarte prețioasă, foarte scumpă. Te rog, ia-o de aici și du-o până în partea aia. Dar ai grijă, că dacă o scapi, e foarte prețioasă. Și atunci, Ilinca a dus cu frică, ca să nu se spargă cana respectivă. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu și spunem frica de Dumnezeu, înțelegem cine e Dumnezeu. Nu ne e frică de El că ar putea să ne omoare, dar ne e frică pentru că știm cât de mare e, cât de importantă e relația noastră cu El. În sensul ăsta de importanță. Atât am vrut să spun. Aș vrea să spun că un aspect practic legat de frică, frica de Dumnezeu, frica de oameni, este pur și simplu mărturisirea sinceră înaintea lui Dumnezeu acestui adevăr. Doamne, Tu știi că mi-e frică de Tine. Mi-e frică de oameni. Ăsta sunt. Nu are să mă ascund. Această mărturisire sinceră înaintea lui Dumnezeu este eliberatoare, pentru că noi spunem lui Dumnezeu ceea ce El deja știe, dar ne ajută pe noi să ne eliberăm de această încorsetare mincinoasă.
e un prim pas spre a scăpa de ea. Doamne, nu pot, sunt înrobit sau înlănțuit de ea. Mă paralizează frica aceasta, fie de tine, fie de oameni. Mărturisesc că nu știu ce să fac. Ajută-mă tu, sunt deschis să te urmez, să te ascult, dar nu știu. Și în multe aspecte, mărturisirea sinceră înaintea lui Dumnezeu, acestei frici, acestei temeri nejustificate, este un prim pas să lăsăm pe El să ne vorbească și să ne spună. Aș vrea să încheiem acest timp de întrebări și răspunsuri cu o rugăciune, după care o să invit echipa să încheiem în cântare. Și haideți să, așa cum stăm, să ne plecăm capetele și să îi mulțumim Dumnezeu pentru acest timp de cercetare. Doamne, mulțumesc că într-un mod așa de frumos Tu vorbești inimilor noastre, Doamne. Mulțumesc pentru toate întrebările sincere adresate. Mulțumesc că în acest fel ne cercetezi inimile. Ne vorbești și ne adresezi temerile, întrebările ascunse din inimă. Îți mulțumesc că aici este un loc unde putem, Doamne, să Te întrebăm și să ne întrebăm unii pe alții întrebările dificile. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai răspunsuri și îți mulțumesc că uneori tăcerea Ta este un răspuns. Ajută-ne, Doamne, ca în tăcere să așteptăm și să acceptăm voia Ta. Te rugăm să Te atingi de fiecare dintre noi în umblarea noastră. Tu ne cunoști pe fiecare unde suntem în umblarea cu Tine. Ne știi inima și trăirea. Te rog, Doamne, să folosești cuvântul acesta, aceste răspunsuri și întrebări, ca să ne atragi mai mult la Tine. Doamne, am venit aici poate cu frică, cu temere, poate fără chef sau cu bucurie. Aș vrea, Doamne, să spun pentru mine și pentru fiecare din noi că plecăm de aici, dintr-un loc unde ne-am întâlnit cu Tine și ne-ai schimbat. Amin.